Arthur Conan Doyle, Memoriile lui Sherlock Holmes, Tratatul Naval, citește Carmen Dumitriu. Luna iulie a anului în care m-am căsătorit a rămas memorabilă din pricina trei cazuri interesante, care mi-au oferit privilegiul de a fi alături de Sherlock Holmes și de a-i studia metodele. În însemnările mele găsesc aceste cazuri relatate sub titlurile Aventura celei de-a doua pete, Aventura tratatului naval și aventura capitanului obosit. Dar, în primul dintre ele, este vorba de interese atât de mari și implică atât de multe persoane din familii de vază din regat, încât mulți ani de acum încolo va fi imposibil să-l fac public. Totuși, niciunul din cazurile în care Holmes a fost vreodată implicat n-a ilustrat mai clar valoarea metodelor sale analitice sau n-a impresionat mai adânc pe cunoscuții lui. Și acum mai păstrez o relatare, aproape cuvânt cu cuvânt, a întrevederii în care a dezvăluit adevărul în fața domnului Dubuc de la poliția din Paris și a domnului Fritz von Waldbaum, cunoscutul specialist din Danzig, care își irosiseră amândoi energia cu ceea ce s-au dovedit a fi probleme neînsemnate. Cu toate astea, va trebui să treacă mult timp până când povestea va putea fi spusă fără riscuri. Până atunci, trec la al doilea caz de pe lista mea, care și el promitea la un moment dat să fie de importanță națională și care a fost marcat de câteva incidente ce îi dau un caracter unic. În timpul anilor mei de școală, fusesem prieten foarte apropiat cu un băiat pe nume Percy Phelps, care era cam de aceeași vârstă cu mine, deși era cu două clase înaintea mea. Era un băiat foarte deștept și câștiga toate premiile din școală, dar, în cele din urmă, a obținut o bursă prin intermediul căreia și-a continuat cariera triumfătoare la Cambridge. Îmi amintesc că avea relații foarte suspuse și, încă de când eram copii, știam cu toții că fratele mamei lui era Lordul Holdhurst, marele politician conservator. Această înrudire nu l-a ajutat însă cu nimic la școală. Dimpotrivă, nouă ni se părea interesant să-l necăjim pe terenul de joc și să-l lovim peste fluierele picioarelor cu bețele de cricket. Dar lucrurile s-au schimbat atunci când a ieșit în lume. Am auzit vag că influența de care se bucura și capacitățile lui îi asiguraseră un post bun în cadrul Ministerului de Externe, dar apoi am uitat complet de el, până când următoarea scrisoare mi-a amintit de existența lui. Briarbrae Walking. Dragul meu Watson, nu mă îndoiesc că ți-aduce aminte de Phelps, poreclit mormolocul, care era în clasa a cincea când tu erai intra a treia. Se poate chiar să fie auzit că, prin influența unchiului meu, am obținut o numire bună în cadrul Ministerului de Externe și că aveam o slujbă onorabilă și de încredere, până când o nenorocire îngrozitoare mi-a distrus deodată cariera. Nu are rost să-ți descriu detaliile acestei întâmplări oribile. În cazul în care vei accepta rugămintea, e probabil că va trebui oricum să ți le povestesc. Tocmai mi-am revenit după 9 săptămâni de suferință din cauza unei meningite și sunt încă foarte slăbit. Crezi că ai putea să vii la mine cu prietenul tău, domnul Holmes? Aș vrea să-i cer părerea în acest caz, deși autoritățile m-au asigurat că nu se mai poate face nimic altceva. Te rog, încearcă să-l aduci aici cât de curând posibil. Cât trăiesc în această stare oribilă de încordare, fiecare minut mi se pare o oră. Te rog să-l asiguri că nu i-am cerut sfatul mai devreme, nu pentru că nu-i apreciez talentele, ci pentru că mi-am pierdut mințile de când am primit această lovitură. Acum e capul limpede din nou, deși nu îndrăznesc să mă gândesc prea mult la toate astea, de frică să nu mi se întoarcă boala. Sunt încă atât de slăbit încât, după cum vezi, sunt nevoit să dictez această scrisoare. Te rog, încearcă să-l aduci. Vechiul tău camarad de școală, Percy Phelps. A fost ceva care m-a mișcat profund atunci când am citit această scrisoare, ceva jalnic în rugămințile repetate de a-l aduce pe Holmes. Am fost atât de înduioșat, încât, chiar dacă ar fi fost vorba de un lucru dificil, tot aș fi încercat să-l fac. Dar știam, bineînțeles, că Holmes își iubea arta, astfel că era mereu la fel de pregătit să-și ofere ajutorul, pe cât era clientul de dornic să-l primească. Soția mea a fost de acord cu mine că nu mai trebuia să pierd nicio clipă ca să-i aduc la cunoștință problema, și de aceea, la o oră după micul dejun, m-am aflat din nou în vechiul apartament din strada Baker. Holmes stătea la masă, îmbrăcat în halat și lucrând intens la o experiență chimică. O retortă enormă fierbea furioasă deasupra flăcării albastre a unei lămpi Bunsen, iar picăturile distilate se condensau într-un recipient de 2 litri. Prietenul meu abia dacă își ridică privirea atunci când am intrat, iar eu, văzând că trebuie să fie o experiență importantă, m-am așezat într-un fotoliu și am așteptat.
El umbla când la o sticlă, când la alta, scoțând cu pipeta câteva picături din fiecare și, în cele din urmă, aduse la masă o eprubetă cu o soluție în ea. În mâna dreaptă ținea o fâșie de hârtie de turnesol. "Ai venit într-un moment crucial, Watson," zise el. "Dacă această hârtie rămâne albastră, totul e în ordine. Dacă devine roșie, înseamnă viața unui om." Înmuie hârtia în eprubetă, iar aceasta se coloră imediat într-un roșu stacojiu, murdar și estompat. Eram sigur," exclamă el. "Voi fi la dispoziția ta într-o clipă, Watson. Găsești tutun în papucul persan." Se întoarse către biroul lui și mâzgăli câteva telegrame pe care îi le dădu pajului. Apoi se trânti în fotolul din fața mea și ridică genunchii până când cuprinse cu degetele de la mâini fluierele picioarelor lui lungi și subțiri. "Un mic omor, foarte banal," zise el. "Sper că tu ai ceva mai bun. Tu ești pasărea furtunii care prevestește crime, Watson. Despre ce este vorba?" I-am dat scrisoarea, pe care el o citi cât se poate de concentrat. "Nu ne spune prea multe, nu-i așa?" replică el dându-mi eu înapoi. "Aproape nimic. Și totuși, scrisul e interesant." "Dar nu e scrisul lui." "Exact, e al unei femei." "Al unui bărbat, fără îndoială," am exclamat eu. "Ba nu, al unei femei și încă o femeie cu un caracter excepțional. Vezi tu, la începutul unei anchete este important să știi că clientul tău este în relații strânse cu cineva care are o fire excepțională. Fie în bine, fie în rău. Deja sunt interesat de caz. Dacă ești gata, vom porni imediat spre Hawking să-l vedem pe acest diplomat care are necazuri și pe femeia care îi dictează scrisorile." Am fost destul de norocos să prindem un tren care pleca de vreme din Waterloo, astfel că ne-am trezit în mai puțin de o oră printre pădurile de brați și ierburile negre din Hawking. Villa Brearbrae se dovedi a fi o casă mare, izolată, aflată pe un teren vast, la câteva minute distanță de gară. După ce ne-am prezentat cărțile de vizită, am fost conduși într-o sufragerie elegant mobilată, unde ni s-a alăturat peste câteva minute un bărbat voinic care ne-a întâmpinat cu ospitalitate. Părea să aibă mai degrabă 40 decât 30 de ani, dar obrajii lui erau atât de rumeni și ochii atât de jucăuși, încât mai dădea încă impresia unui băiat durduliu și neastâmpărat. "Mă bucur așa de mult că ați venit," zise el, strângându-ne mâinile cu efuziune. "Percy a întrebat de dumneavoastră toată dimineața." Bietul băiat se agață de orice pai. "Tatăl și mama lui m-au rugat să vorbesc eu cu dumneavoastră, căci simpla menționare a subiectului este foarte dureroasă pentru ei." "Încă nu ni s-a dat niciun detaliu," observă Holmes. "Din câte văd, nu sunteți un membru al familiei." Cunoștința noastră păru surprinsă. Apoi, uitându-se în jos, începu să râdă. "Desigur, ați văzut inițialele J.H. pe medalionul meu," zise el. Într-o clipă, am crezut că ați făcut cine știe ce deducție. "Numele meu este Joseph Harrison și întrucât Percy urmează să se căsătorească cu sora mea, Annie, voi fi cel puțin o rudă prin alianță. Pe sora mea o găsiți în camera lui, căci de 2 luni îl îngrijește fără să-l scape din ochi. Poate că ar fi mai bine să mergem imediat la el, fiindcă știu cât de nerăbdător este." Camera în care ne conduse era la același etaj cu sufrageria. Era mobilată jumătate ca și cameră de zi, jumătate ca dormitor, cu flori aranjate delicat în fiecare colț al încăperii. Un tânăr foarte palid și istovit zăcea pe o canapea de lângă fereastra deschisă, prin care pătrundea parfumul puternic al grădinii și aerul îmbălsămat al verii. La căpătâiul lui se afla o femeie care se ridică la intrarea noastră. "Vrei să plec, Percy?" întrebă ea. El o strânse de mână ca să o oprească. "Ce mai faci, Watson?" zise el cordial. "Nu te-aș fi recunoscut cu mustață și îndrăznesc să spun că nici tu n-ai fi jurat în privința identității mele." "Bănuiesc că acesta e celebrul tău prieten, domnul Sherlock Holmes." I l-am prezentat în câteva cuvinte, apoi ne-am așezat amândoi. Tânărul voinic ne părăsise, dar sora lui rămânsese încă acolo, ținându-l pe bolnav de mână. Era o femeie cu o înfățișare izbitoare, puțin cam scundă și cam plinuță, dar cu un ten măsliniu frumos, ochi mari, negri, de italiancă și cu un păr bogat și întunecat ca abanosul. Prin contrast, culoarea ei închisă făcea chipul palid al celui de lângă ea să pară mai istovit și mai stors decât era. "N-am să vă irosesc timpul," zise el, ridicându-se în capul oaselor pe canapea. "Voi intra direct în problemă, fără prea multă introducere." "Domnule Holmes, eram un tânăr fericit, plin de succes și pe punctul de a mă căsători, când o nenorocire neașteptată și îngrozitoare mi-a distrus tot viitorul.
Poate că Watson v-a spus că lucram la Ministerul de Externe și, prin influența unchiului meu, Lordul Holdhurst, am ajuns repede într-un post de răspundere. Când unchiul meu a devenit ministru de externe în actualul cabinet, mi-a dat câteva misiuni importante și, întrucât le ducea mereu la bun sfârșit, a ajuns să aibă încredere absolută în capacitățile și în tactul meu. În urmă cu vreo 10 săptămâni, pe 23 mai, ca să fiu mai exact, m-a chemat la el în birou și, după ce m-a felicitat pentru treaba bună pe care o făcusem până atunci, m-a informat că are să-mi dea o nouă misiune importantă. Iată, a zis el, scoțând un sul de hârtie cenușie din birou. Acesta este originalul acelui tratat secret încheiat între Anglia și Italia, despre care, regret că trebuie să o spun, s-au și răspândit câteva zvonuri care au ajuns în preță. Este de importanță vitală să nu mai existe nicio scurgere de informații. Ambasada Franței sau cea a Rusiei ar plăti sume enorme ca să afle conținutul acestor documente. Ele nici n-ar trebui să părăsească biroul meu, dacă n-ar fi absolut necesar să le dau la copiat. Ai o masă de lucru în biroul tău? Da, domnule. Atunci ia tratatul și încuie-l acolo. Voi da instrucțiuni ca tu să poți rămâne după program când ceilalți pleacă acasă și să copiezi documentul fără teamă că ar putea cineva să se uite peste umărul tău. După ce termini, încuie și originalul și copia la tine în birou și dă-mi-le mie personal mâine dimineață. Am luat hârtiile și... Scuzați-mă o clipă, zise Holmes. Erați singuri în timpul acestei conversații? Absolut. Într-o cameră mare, 9 metri pe 9. În mijlocul ei? Da, am pe acolo. Și vorbeați cu voce scăzută? Vocea unchiului meu e întotdeauna remarcabil de scăzută, iar eu abia dacă am vorbit. Vă mulțumesc, zise Holmes, închizând ochii. Vă rog, continuați. Am făcut exact așa cum mi-a spus și am așteptat până când toți ceilalți funcționari au plecat. Unul dintre ei, care lucra în același birou cu mine, Charles Goro, rămăsese în urmă cu niște lucrări și voia să le termine. Așa că l-am lăsat acolo și m-am dus să cinez. Când m-am întors, el plecase. Eram nerăbdător să-mi termin treaba, pentru că știam că Joseph, domnul Harrison, pe care tocmai l-ați întâlnit adineauri, era în oraș și că va pleca la Woking cu trenul de ora 11. Iar eu vroiam, dacă era posibil, să prind același tren. Când am ajuns să examinez tratatul, mi-am dat seama imediat că era de o importanță enormă și că unchiul meu nu exagerase cu nimic în ceea ce îmi spusese. Fără să intru în detalii, pot să vă spun doar că definea poziția Marii Britanii față de tripla alianță și prevedea politica pe care ar adopta o țara noastră în cazul în care flota franceză ar obține dominația totală asupra flotei italiene în Marea Mediterană. Chestiunile tratate acolo erau de domeniu pur naval. La sfârșit, erau semnăturile marilor demnitari care îl încheiaseră. Am aruncat o privire asupra documentului, apoi am început să-mi îndeplinesc sarcina de a-l copia. Era un document lung, scris în franceză și conținând 26 de articole. Am copiat cât de repede am putut, dar la ora 9 abia terminasem 9 articole și îmi pierdusem orice speranță de a mai prinde trenul. Mă simțeam toropit și prostit, pe jumătate din pricina cinei, dar și de pe urma unei zile lungi de muncă. O ceașcă cu cafea mi-ar fi limpezit mintea. În ghereta de la capătul scărilor rămâne toată noaptea un om de serviciu care are obiceiul de a face cafea la lampa lui cu spirit pentru orice funcționar care se întâmplă să lucreze până târziu. Prin urmare, am sunat clopoțelul ca să-l chem. Spre surprinderea mea, la chemare a răspuns o femeie în vârstă, masivă, cu față aspră și cu șorți. Mi-a explicat că ea este soția omului de serviciu și că este îngrijitoare acolo, iar eu i-am comandat ei cafeaua. Am mai copiat încă 2 articole, apoi, simțindu-mă mai toropit ca niciodată, m-am ridicat și m-am plimbat prin cameră ca să-mi dezmorțesc picioarele. Cafeaua mea nu sosise încă și n-am întrebat care ar putea fi pricina întârzierii. Deschizând ușa, am ieșit pe coridor și m-am dus să aflu. Culoarul era strâmt și prost luminat și era singura ieșire din camera unde lucrasem eu până atunci. La capătul lui era o scară cotită, la piciorul căreia se afla ghereta omului de serviciu. La jumătatea acestei scări este un mic palier pe care dă perpendicular un alt coridor. Acest al doilea coridor duce prin intermediul unei alte scărițe la ușă laterală folosită de servitori, dar care e utilizată și ca scurtătură de funcționarii care vin dinspre strada Charles. Uitați o schiță aproximativă a locului. Mulțumesc, dar cred că pot să vă urmăresc destul de bine și fără ea, zise Sherlock Holmes. Este foarte important să nu scăpați din vedere acest amănunt. Am coborât scările și am ajuns în hol,
unde l-am găsit pe omul de serviciu dormind dus în ghereta lui, în timp ce ibricul fierbea furios pe lampa cu spirt. Am dat la o parte ibricul și am stins lampa, căci apa începuse să dea pe afară. Apoi am întins mâna și eram gata să-l scutur pe om și să-l scol din somnul profund, când, deasupra capului lui, a sunat puternic un clopoțel, iar el s-a trezit, tresărind. "Domnule Phelps," a zis el privindu-mă cu uimire, "am coborât să văd dacă e gata cafeaua mea." "Tocmai pusesem apa la fiert, când am adormit, domnule." Se uită la ceas, apoi în sus la clopoțelul care încă mai vibra, cu o expresie din ce în ce mai uimită pe față. "Dacă dumneavoastră sunteți aici, atunci cine a sunat clopoțelul?" întrebă el. "Clopoțelul?" am exclamat eu. "Ce clopoțel e ăsta?" "E clopoțelul din camera unde lucrați." Am simțit cum o mână înghețată îmi strânge inima. Așadar, cineva era în camera unde zăcea pe masă prețiosul meu tratat. M-am năpustit ca un nebun pe scări și apoi de-a lungul coridorului. Nu era nimeni pe coridoare, domnule Holmes. Nici în cameră nu era nimeni. Totul era așa cum îl lăsasem, cu excepția faptului că hârtiile care îmi fuseseră încredințate nu mai erau pe masă. Copia era acolo, dar originalul lipsea. Holmes se îndreptă din șale și începu să-și frece mâinile. Ne-am dat seama că problema era în întregime pe placul lui. "Spuneți-mi, vă rog, ce ați făcut atunci?" murmură el. Am înțeles imediat că hoțul trebuie să fi urcat pe scările din spate, intrând pe ușa laterală. Dacă ar fi venit pe dincolo, m-aș fi întâlnit, bineînțeles, cu el pe drum. "Sunteți sigur că n-a fost tot timpul ascuns în cameră? Sau pe coridorul despre care ați spus că era prost luminat?" "E absolut imposibil. Un singur șobolan nu s-ar putea ascunde nici în cameră, nici pe coridor. N-ar avea unde să se adăpostească." "Mulțumesc. Vă rog, continuați." Omul de serviciu, dându-se seama după paloarea feței mele că se întâmplase ceva grav, venise sus după mine. Acum ne-am repezit amândoi de-a lungul coridorului și am coborât scările abrupte care duceau spre strada Charles. Ușa de jos era închisă, dar nu încuiată. Am trântit-o de perete și ne-am repezit afară. Îmi amintesc perfect că în acel moment am auzit 3 bătăi de clopot de la un orologiu din apropiere. Era 10 fără un sfert. "Acest lucru e de o importanță enormă," zise Holmes, notându-și amănuntul pe manșetă. Era o noapte foarte întunecoasă și cădea o ploaie măruntă și caldă. Nu era nimeni pe strada Charles, dar la celălalt capăt, pe Whitehall, era ca de obicei aglomerație. Am fugit amândoi de-a lungul trotuarului, așa cu capul gol cum eram, iar la colț am găsit un polițist. "S-a comis un jaf," am gâfâit eu. "Un document de o valoare imensă a fost furat din Ministerul de Externe. A trecut cineva pe aici?" "Stau aici de un sfert de oră, domnule," zise el. "N-a trecut decât o singură persoană în tot acest timp. O femeie în vârstă și înaltă, cu un șal colorat." "A, aia nu era decât nevastă," mi-a strigă omul de serviciu. "N-a mai trecut nimeni altcineva?" "Nimeni." "Înseamnă că hoțul a luat-o în partea cealaltă," strigă individul, trăgându-mă de mânecă. Dar eu nu eram mulțumit, iar încercările lui de a mă îndepărta de acolo mi-au întețit bănuielile. "În ce direcție a luat-o femeia?" am strigat. "Nu știu, domnule. Am văzut-o trecând, dar n-am avut niciun motiv special să o urmăresc. Părea că se grăbește." "Cu cât timp în urmă a fost asta?" "A, doar câteva minute." "Mai mult de 5?" "Păi, nu cred să fie mai mult de 5." "Nu faceți decât să pierdeți timpul, domnule, și orice minut e acum de mare importanță," strigă omul de serviciu. "Credeți-mă pe cuvânt că bătrâna mea n-are nimic de-a face cu asta și veniți la celălalt capăt al străzii." "Foarte bine, dacă dumneavoastră nu vreți, mă duc eu." Și zicând acestea, s-a repezit în direcția opusă. Dar eu l-am ajuns imediat din urmă și l-am prins de mânecă. "Unde locuiește?" am întrebat. "În Brixton, pe Ivy Lane, la numărul 16," răspunse el. "Dar nu vă lăsați atras pe o pistă falsă, domnule Phelps. Veniți la celălalt capăt al străzii, să vedem dacă aflăm ceva." Nu aveam nimic de pierdut dacă îi urmam sfatul. Așa că am fugit împreună cu polițistul în direcția respectivă. Dar n-am găsit decât o stradă intens circulată, cu mulți oameni care treceau încoace și încolo, toți cum nu se poate mai nerăbdător să se pună la adăpost de ploaie. N-am dat peste niciun pier de vară care să ne spună cine trecuse pe acolo. Apoi ne-am întors la birou și am cercetat scările și culoarul, dar fără rezultat. Coridorul care duce spre cameră e acoperit cu un fel de linoleum de culoare gălbuie pe care se vede ușor orice urmă. Am examinat cu mare atenție, dar n-am găsit conturul niciunui picior de om. Ploase toată seara? De pe la 7.
Atunci, cum se face că femeia care a intrat în cameră pe la ora 9 n-a lăsat nicio urmă cu ghetele ei pline de noroi? Mă bucur că ați ridicat această problemă. Mi-a trecut și mie prin cap în momentul respectiv. Femeile de serviciu au obiceiul să-și lase ghetele în gheretă și să-și pună papuci de pânză. Asta lămurește totul. Deci, nu era nicio urmă, deși seara era ploioasă. Lanțul evenimentelor este cu siguranță unul extrem de interesant. Ce ați făcut după aceea? Am cercetat și camera. Nu există nicio ușă secretă, iar ferestrele se află la aproape 9 metri înălțime. Ambele erau încuiate pe dinăuntru. Covorul împiedică existența vreunei trape, iar tavanul este unul obișnuit și văruit. Pun mâna în foc că persoana care a furat documentele n-avea pe unde să intre decât pe ușă. Dar șemineul? N-avem. Folosim o sobă. Cordonul de la clopoțel i-a târnat de o sârmă, chiar în dreapta mesei mele de lucru. Cel care l-a făcut să sune trebuie să fi venit până la masă pentru asta. Dar de ce ar dori un infractor să sune clopoțelul? Este un mister de nepătruns. Într-adevăr, a fost un incident neobișnuit. Ce altceva ați mai făcut? Bănuiesc că ați examinat camera să vedeți dacă intrusul a lăsat vreo urmă. Un chiștoc, o mânușă pierdută, un ac de păr sau cine știe ce alt fleac. Nu era nimic de genul acesta. Niciun fel de miros? Păi, nu ne-am gândit deloc la asta. A, un miros de tutun ar fi fost un indiciu foarte prețios pentru noi într-o asemenea anchetă. Eu unul nu fumez, așa că presupun că mi-aș fi dat seama dacă ar fi fost vreun miros de tutun în cameră. Nu era absolut niciun indiciu, de niciun fel. Singurul lucru palpabil era faptul că soția omului de serviciu, doamna Tangi, o cheamă, plecase de acolo în grabă. El nu a putut da nicio explicație în privința asta, decât aceea că era ora la care femeia se ducea de obicei acasă. Eu și polițistul am fost de acord că cel mai bun lucru ar fi să punem mâna pe femeie înainte ca ea să apuce să scape de documente, presupunând că erau într-adevăr în posesie ei. Între timp, fusese înștiințat și Scotland Yardul, iar detectivul Forbes a sosit imediat la fața locului și a preluat cercetările cu multă energie. Am închiriat o birjă și am ajuns într-o jumătate de oră la adresa care ne fusese indicată. Ne-a deschis o tânără, care s-a dovedit a fi fica cea mare a doamnei Tangi. Mama ei nu se întorsese încă, așa că am fost invitat să o așteptăm în camera din față. După aproximativ 10 minute s-a auzit o bătaie în ușă, iar aici am făcut singura mare greșeală pe care mi-o reproșez. În loc să deschidem noi ușa, am lăsat-o pe fată să deschidă. Am auzit-o spunând, mamă, te așteaptă doi domni în casă, care vor să-ți vorbească. Și o secundă mai târziu, am auzit tropăit de picioare fugind pe coridor. Forbes a împins ușa la perete și am alergat amândoi în camera din spate sau în bucătărie ce-o fi fost, însă femeia ajunsese acolo înaintea noastră. Ne-a privit cu ochi sfidători, dar apoi, recunoscându-mă brusc, expresia de pe fața ei s-a transformat în uluială. Ia te uită, e chiar domnul Phelps, de la birou, exclamă ea. Haide, haide, cine credeai că suntem când ai fugit de noi? Întrebă însoțitorul meu. Am crezut că sunteți creditorii, zise ea. Am avut niște necazuri cu un negustor. Mă tem că asta nu e o scuză prea bună, răspunse Forbes. Avem motive să credem că dumneata ai luat un document foarte important de la Ministerul de Externe și că ai fugit aici în cameră ca să te descotorosești de el. Trebuie să vii cu noi la Scotland Yard, să fii percheziționată. În zadar a protestat și s-a împotrivit femeia. Am chemat o trăsură și am plecat ostrei cu ea. Mai înainte însă am cercetat bucătăria și mai ales focul din vatră, ca să vedem dacă nu cumva aruncase acolo hârtiile în momentul în care fusese singură în încăpere. Dar nu am găsit nici urmă de cenușă sau de bucăți arse de hârtie. Când am ajuns la Scotland Yard, doamna Tangi a fost predată imediat funcționarei care percheziona femeile. Am așteptat într-o adevărată agonie până s-a întors să ne raporteze rezultatul. Nu era nici urmă de documente. Atunci, pentru prima dată, m-a izbit realitatea îngrozitoare a situației în care mă aflam. Până în acel moment acționasem, iar acțiunea îmi amorțise gândurile. Fusesem atât de convins că voi recupera imediat tratatul, încât nu îndrăznisem să mă gândesc care ar fi consecințele dacă aș da greș. Dar acum nu mai rămăsese nimic de făcut, așa că aveam răgaz să-mi dau seama de situația mea. Era îngrozitoare. Watson, aici de față, poate să vă spună că și la școală eram un băiat nervos și sensibil. Așa e firea mea. Am gândit la unchiul meu și la colegii lui din cabinet, la faptul că îl făcusem de rușină. Pe el, pe mine, pe toți cei care mă cunoșteau.
Și ce dacă eram victima unui accident extraordinar? Atunci când la mijloc sunt interese diplomatice, nu se ține seamă de niciun accident. Eram ruinat, ruinat în mod rușinos și fără de speranță. Nu mai știu ce am făcut. Probabil că am făcut o criză de nervi. Mi-amintesc vag că mai mulți funcționari s-au îngrămădit în jurul meu, încercând să mă calmeze. Unul din ei m-a condus până la Waterloo și m-a urcat în trenul spre Woking. Cred că ar fi venit cu mine tot drumul, dacă nu s-ar fi întâmplat ca doctorul Ferrier, care mi este vecin, să meargă cu același tren. Doctorul, extrem de amabil, m-a luat în grija lui și foarte bine a făcut, pentru că în gara am făcut o criză și până să ajung acasă eram practic scos din minți. Vă imaginați ce au simțit cei de aici când au fost culați din somn de doctorul care suna la ușă și au văzut în ce hal eram. Biata Annie și mama mea erau distruse. Doctorul Ferie aflase în gară de la detectiv doar atât cât să le dea o idee despre ce se întâmplase, iar relatarea lui nu a îmbunătățit deloc lucrurile. Era clar pentru toată lumea că mă aștepta o boală îndelungată, așa că Joseph a fost zvârlit urgent afară din acest vesel dormitor, care a fost transformat într-o cameră de spital pentru mine. Aici am zăcut, domnule Holmes, timp de 9 săptămâni, inconștient și delirând din cauza meningitei. Dacă n-aș fi fost domnișoara Harrison, aici de față, și îngrijirile doctorului, n-aș fi stat acum de vorbă cu dumneavoastră. Ea a avut grijă de mine în timpul zilei, iar noaptea am fost supravegheat de o infirmieră, căci în accesele mele de nebunie eram în stare de orice. Încet, încet, mintea mi s-a limpezit, dar abia în ultimele 3 zile mi-a revenit și memoria. Uneori îmi doresc ca ea să nu fi revenit niciodată. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-i trimit o telegramă domnului Forbes, care se ocupa de caz. A venit la mine și mi-a spus că, deși s-a făcut tot posibilul, nu s-a descoperit niciun indiciu. Omul de serviciu și soția lui au fost cercetați pe toate părțile, fără ca situația să se lămurească în vreun fel. Apoi, bănuielile poliției s-au îndreptat asupra tânărului Gorou, care, după cum poate vă amintiți, făcuse ore suplimentare la birou în seara aceea. Faptul că rămânsese după program și că numele lui era de origine franceză erau în fond singurele elemente care aruncau bănuiala asupra lui. În realitate însă, eu nu începusem să lucrez decât după ce plecase el. Familia lui e hughenotă, dar e la fel de engleză în simpatii și tradiții ca mine și ca dumneavoastră. Nu s-a găsit nimic care să-l implice câtuși de puțin în povestea asta și, în acest punct, chestiunea a fost lăsată baltă. Mă adresez dumneavoastră, domnule Holmes, ca fiind cu adevărat ultima mea speranță. Dacă și dumneavoastră dați greș, atunci și onoarea și situația mea sunt pe veci pierdute. Bolnavul căzu înapoi pe perne, epuizat de această relatare îndelungată, în timp ce infirmiera lui îi turnă un pahar dintr-o doctorie stimulentă. Holmes rămase tăcut, cu capul pe spate și cu ochii închiși, într-o atitudine care unui străin i-ar putea părea absentă, dar despre care eu știam că indică o concentrare intensă. Relatarea dumneavoastră a fost atât de explicită, zise el în cele din urmă, încât nu mai am de fapt decât foarte puține întrebări de pus. Totuși, există una care este extrem de importantă. Ați spus cuiva că aveți această sarcină specială de îndeplinit? Nimănui. Nici măcar domnișoarei Harrison, de exemplu? Nu. Nu m-am întors la Woking în intervalul care a trecut de la primirea ordinului și până la executarea lui. Și nimeni din familie nu a venit din întâmplare să vă viziteze? Nimeni. Știa vreunul din ei să se orienteze prin clădire? Oh, da, le arătasem la toți unde lucrez. Deși, dacă n-ați spus nimic nimănui despre tratat, aceste întrebări sunt bineînțeles irelevante. N-am spus nimic. Știți ceva despre omul de serviciu? Nimic, decât că este un fost soldat. În ce regiment? Păi, din câte am auzit, în regimentul de gardă Coldstream. Mulțumesc. Nu mă îndoiesc că voi obține restul de detaliilor de la Forbes. Autoritățile sunt excelente în ceea ce privește adunarea informațiilor, deși nu întotdeauna știu să le folosească în avantajul lor. Ce lucru minunat e un trandafir! Holmes trecu pe lângă canapea și se îndreptă spre fereastra deschisă, ridică tulpina aproape ofilită a unui trandafir și admiră amestecul delicat de stacojiu și verde. Aceasta era pentru mine o latură nouă a caracterului său, pentru că nu mai văzusem niciodată să manifeste vreun interes deosebit față de frumusețile naturii. Nicăieri nu e deducția mai necesară ca în religie, zise el, resemându-se cu spatele de obloane. Detectivul o poate construi ca pe o știință exactă. Mie mi se pare că dovada noastră cea mai palpabilă a bunătății divine este întruchipată în flori. Toate celelalte lucruri, puterile noastre, dorințele noastre, hrana noastră sunt într-adevăr necesare existenței noastre de bază.
dar acest trandafir reprezintă un cadou. Parfumul și culoarea lui sunt o înfrumusețare a vieții, nu o condiție ei. Doar bunătatea oferă cadouri, așa că o spun din nou, avem multe de sperat de la flori. În timpul acestei digresiuni, Percy Phelps și infirmiera lui îl priviră pe Holmes cu niște fețe surprinse și foarte dezamăgite. Holmes căzuse în reverie cu trandafirul în mână. Stătu așa câteva minute bune până ce tânăra domnișoară întrerupse visarea. Credeți că există vreo șansă să rezolvați acest mister, domnule Holmes? Întrebă ea cu o nuanță de asprime în voce. A, da, misterul, răspunse el, revenind cu tresărire la realitățile vieții. Păi, ar fi absurd să neg că acesta e un caz foarte complicat și greu de înțeles, dar vă pot promite că voi cerceta chestiunea și vă voi pune la curent cu orice element care vă va frapa. Aveți vreun indiciu? Mi-ați furnizat 7, dar trebuie bineînțeles să le verific înainte de a mă pronunța cu privire la valoarea lor. Bănuiți pe cineva? Mă bănuiesc pe mine însumi. Ce? Că trag concluziile prea repede. Atunci, duceți-vă la Londra și verificați-vă concluziile. Sfatul dumneavoastră este excelent, domnișoară Harrison, zise Holmes, ridicându-se. Watson, nu cred că putem face altceva mai bun. Să nu vă faceți iluzii false, domnule Phelps. Afacerea este una foarte încurcată. Voi fi în agonie până când o să vă revăd, strigă diplomatul. Ei bine, voi veni cu același tren mâine, deși e mai mult ca sigur că raportul meu va fi negativ. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru promisiunea de a veni, strigă clientul nostru. Simt că renasc când știu că se face ceva. Apropo, am primit o scrisoare de la Lordul Holhurst. Aha, și ce a zis? Tonul lui a fost rece, dar nu aspru. Cred că boala mea l-a împiedicat să fie aspru. Mi-a repetat că problema este de o importanță vitală și a adăugat că nu se vor lua măsuri în privința viitorului meu, prin asta înțelegând desigur concedierea mea, până când nu mă voi întrema și nu voi avea ocazia să îndrept această situație nefericită. Drăguț din partea lui să fie așa de rezonabil și de grijuliu, zise Holmes. Haide, Watson, ne așteaptă o zi frumușică de muncă în oraș. Domnul Joseph Harrison ne conduse cu trăsura la gară și în curând ne deplasam ca vântul cu un tren de Portsmouth. Holmes era complet absorbit în gânduri și abia dacă deschise gura până ce trenul n-a trecut de Clapham Junction. E un lucru foarte plăcut să vii la Londra pe una din liniile astea, care sunt mai înalte și care îți permit să te uiți de sus la case. Am crezut că glumește, pentru că priveliștea era destul de oribilă, dar el explică imediat ce voia să spună. Uită-te la pâlcurile acelea de clădiri mari și izolate, care se ridică deasupra țiglelor ca niște insule din cărămidă, în mijlocul unei mări plumburii. Școlile cu internat. Faruri, băiete! Faruri ale viitorului! Capsule cu sute de mici semințe inteligente în fiecare dintre ele, din care va răsări Anglia mai înțeleaptă și mai bună a viitorului. Sper că individul ăla, Phelps, nu e bețiv. Nu cred. Nici eu. Dar trebuie să luăm în considerare orice posibilitate. Bietul om a intrat cu siguranță în bucluc până peste cap și se pune întrebarea dacă putem sau nu să-l scoatem la liman. Ce impresie ți-a făcut domnișoara Harrison? O fată cu personalitate puternică. Da, dar e o fată bună, dacă nu mă înșel. Ea și fratele ei sunt singurii copii ai un armator de prin Northumberland. Phelps s-a logodit cu ea iarna trecută, în timpul unei călătorii, iar fata a venit aici însoțită de fratele ei ca să fie prezentată familiei lui. Apoi a venit lovitura și a rămas să-și îngrijească logodnicul. În timp ce Joseph, găsind că locșorul este confortabil, a rămas și el. După cum vezi, am făcut câteva investigații pe cont propriu, dar ziua de azi trebuie dedicată cercetărilor. Cabinetul meu, am început eu. Mă rog, dacă găsești cazurile tale mai interesante decât ale mele, zise Holmes oarecum îmbufnat. Voiam să spun că, pentru o zi sau două, cabinetul meu se poate lipsi foarte bine de prezența mea, mai ales că această perioadă a anului este cea mai puțin aglomerată. Excelent, zise el, recăpătându-și bună dispoziție. Atunci ne vom ocupa împreună de această chestiune. Cred că ar trebui să începem prin a-i face o vizită lui Forbes. Probabil că el o să ne dea toate detaliile de care avem nevoie și, între timp, aflăm din ce unghi trebuie să abordăm cazul. Ai zis că ai un indiciu. De fapt, avem mai multe, dar nu le putem verifica valoarea decât făcând noi cercetări. Cel mai dificil este să investighezi o crimă care n-are scop. Dar în cazul acesta, crima are scop. Cine beneficiază cel mai mult de pe urma ei?
Ar fi ambasadorul Franței, ambasadorul Rusiei, persoana care ar putea vinde documentul unuia din aceștia doi și ar fi și Lordul Holdhurst. Lordul Holdhurst. Ei bine, se poate ca un politician să se găsească într-o situație în care să pună fără regret pe cineva să distrugă aparent din greșeală un astfel de document. Dar nu un politician cu o carieră atât de onorabilă ca a Lordului Holdhurst. Este o posibilitate și nu le putem permite să nu o luăm în seamă. O să vizităm astfel nobilul Lord și o să aflăm dacă ne poate spune ceva. Între timp, am demarat deja câteva cercetări. Deja? Da. Am trimis telegrame din gara Woking către toate ziarele de seară din Londra. Acest anunț va apărea în fiecare dintre ele. Mi-a întins o foaie ruptă dintr-un caiet pe care erau măzgălite cu creionul următoarele cuvinte. 10 lire recompensă pentru numărul birjei care a lăsat un client în fața sau în apropierea ușii Ministerului de Externe din strada Charles, la ora 10, fără un sfert, în seara de 23 mai. Adresați-vă în strada Baker, numărul 221B. E sigur că hoțul a venit cu birja? Dacă nu, nu o să se întâmple nimic. Dar dacă domnul Phelps nu se înșală când spune că nu există nicio ascunzătoare, nici în birou, nici pe coridoare, atunci persoana trebuie să fi venit de afară. Dacă a venit de afară, pe o seară așa de ploioasă, și nu a lăsat niciun pic de umezeală pe linoleumul care a fost examinat la câteva minute după trecerea ei, atunci e mai mult decât probabil că a venit cu birja. Da, cred că putem presupune, fără riscul de a ne înșela, că a fost o birjă. Pare plauzibil. Acesta e unul dintre indiciile de care vorbeam. S-ar putea să ne ducă la ceva. Și apoi mai este, bineînțeles, chestiunea cu clopoțelul, care este cea mai deosebită trăsătură a cazului. De ce să sune clopoțelul? Hoțul a făcut-o ca să se dea mare? Sau mai era cineva cu hoțul și acest cineva a făcut-o ca să împiedice infracțiunea? Sau a fost un accident? Sau a fost... Holmes căzut din nou în starea de meditație intensă și tăcută din care abia ieșise, dar mie, obișnuind fiind cu toate toanele lui, mi se părea că o nouă posibilitate îi răsărise brusc în minte. Era 3:20 când am ajuns la capătul călătoriei noastre și, după ce am luat pe fugă prânzul la bufet, am pornit imediat spre Scotland Yard. Holmes îi trimisese deja o telegramă lui Forbes, așa că l-am găsit așteptându-ne. Era un om scund și viclean, cu o față ascuțită și o expresie deloc amabilă. Ne primi cât se poate de rece, mai ales când auzi în ce problemă venise. Am mai auzit eu de metodele dumneavoastră, domnule Holmes, zise el acru. Sunteți întotdeauna gata să folosiți toate informațiile pe care vi le pune poliția la dispoziție, apoi încercați să soluționați singur cazul și să ne discreditați pe noi. Dimpotrivă, zise Holmes. Din ultimele 53 de cazuri pe care le-am rezolvat, numele meu a apărut doar în 4, iar în restul de 49, poliția a primit toate laudele. Nu vă învinovățesc pentru că nu știți asta, fiindcă sunteți tânăr și n-aveți experiență. Dar, dacă doriți să ajungeți departe în noua dumneavoastră slujbă, vă sfătuiesc să lucrați cu mine și nu împotriva mea. Aș fi foarte fericit dacă mi-ați dat câteva indicii, zise detectivul, schimbându-și imediat atitudinea. Cu siguranță, până acum n-am primit nicio laudă pentru cazul acesta. Ce măsuri ați luat? Tenji, omul de serviciu, a fost pus sub urmărire. A părăsit regimentul de gardă cu referințe bune și nu am putut găsi nimic împotriva lui. Nevastă sa însă e o poamă rea. Cred că știe mai multe despre problema asta decât lasă să se vadă. Pe ea ați pus-o sub urmărire? Am pus pe urmele ei o femeie din serviciul nostru. Tenji are obiceiul să bea, iar funcționarea noastră a fost de două ori în preajma ei când aceasta era criță, dar n-a putut scoate nimic de la ea. Am înțeles că i-au căutat și niște creditori. Da, dar i-au plătit. De unde au avut bani? Chestia asta n-a fost dubioasă și a primit el pensia. Nu există niciun indiciu că s-ar scălda dintr-o dată în bani. A explicat doamna Tenji că a răspuns ea când a sunat domnul Phelps după cafea. A zis că soțul ei era foarte obosit și a vrut să-l scutească de un efort. Da, asta s-ar potrivi într-adevăr cu faptul că el a fost găsit puțin mai târziu dormind pe scaun. Nu există nimic împotriva lor decât caracterul femeii. A întrebat-o de ce se grăbea în seara aceea. Graba ei a atras atenția ofițerului de poliție. Plecase mai târziu ca de obicei și voia să ajungă acasă. I-ați atras atenția asupra faptului că dumneavoastră și domnul Phelps, care a pornit la drum cu cel puțin 20 de minute după ea, ați ajuns acasă înaintea ei? Ea zice că asta e din cauza că omnibuzul merge mai încet decât birja.
Ai explicat de ce, după ce a ajuns acasă, a fugit în bucătăria din spate? Pentru că acolo ținea banii cu care voia să-i plătească pe creditori. Cel puțin are un răspuns pentru toate. Ați întrebat-o dacă nu cumva, atunci când a plecat, s-a întâlnit cu cineva sau a văzut pe cineva dând târcoale pe strada Charles? N-a văzut pe nimeni în afară de polițist. Ei bine, se pare că ați interogat-o foarte amănunțit. Ce altceva ați mai făcut? Funcționarul Goreau a fost supravegheat pe tot parcursul acestor 9 săptămâni, dar fără rezultat. Nu avem nicio dovadă împotriva lui. Altceva? Păi, nu mai e nimic altceva, niciun fel de indiciu. V-ați format vreo teorie despre faptul că a sunat clopoțelul? Ei bine, trebuie să mărturisesc că acest lucru mă depășește. Oricine a fost, trebuie să fie avut mult sânge rece dacă a dat alarma în felul ăsta. Da, a fost într-adevăr o chestie ciudată. Vă mulțumesc mult pentru tot ce mi-ați spus. Dacă voi fi în măsură să vă dau individul pe mână, vă voi da de veste. Haide, Watson! Și acum unde mergem? Am întrebat eu, după ce am ieșit din birou. Acum mergem să vorbim cu Lordul Holhurst, actualul ministru și viitorul prim-ministru al Angliei. Am avut norocul să-l găsim pe Lordul Holhurst încă în biroul lui din strada Downing și, după ce Holmes îi trimise cartea lui de vizită, am fost conduși imediat la el. Politicianul ne primi cu acea amabilitate demodată, pentru care e atât de celebru, și ne invită să luăm loc în două fotolii luxoase, de o parte și de alta a șemineului. Așa cum stătea în picioare pe covorul dintre noi, cu silueta sa înaltă și subțire, cu trăsăturile sale ascuțite, fața gânditoare și părul cârlionțat, încărunțit prematur, părea să fie întruchiparea acelei categorii rare de oameni, un nobil care este într-adevăr nobil. Numele dumneavoastră mi este foarte cunoscut, domnule Holmes, zise el zâmbind. Și desigur, nu pot pretinde că nu știu de ce ați venit. În aceste birouri nu a avut loc decât un singur eveniment care ar fi putut să vă atragă atenția. Ale cui interesele reprezentați, dacă îmi permiteți să vă întreb? Ale domnului Percy Phelps, răspunse Holmes. A, nefericitul meu nepot. Înțelegeți desigur că relația noastră de rudenie mă pune într-o imposibilitate și mai mare de a-l proteja în vreun fel. Mă tem că incidentul va avea un efect foarte dăunător asupra carierei lui. Dar dacă documentul este găsit? A, bineînțeles, asta ar fi cu totul altceva. Aș avea una sau două întrebări pe care aș dori să vi le pun, Lord Holhurst. Voi fi fericit să vă dau orice informații pe care le am. În camera aceasta ați dat instrucțiunile cu privire la copierea documentului? Da. Atunci înseamnă că ar fi fost greu să vă audă cineva de afară, nu-i așa? Nici nu se pune problema. Ați pomenit vreodată cuiva de intenția dumneavoastră de a da tratatul la copiat? Niciodată. Sunteți sigur de asta? Absolut. Bine, de vreme ce dumneavoastră n-ați spus nimănui nimic și nici domnul Phelps n-a spus nimănui nimic și nimeni altcineva n-a știut nimic despre acest lucru, atunci prezența hoțului în cameră a fost pur întâmplătoare și a dat seama că îi se oferă o șansă deosebită și a profitat de ea. Politicianul zâmbi. Aici e un domeniu la care nu mă pricep, zise el. Holmes se gândi o clipă. Mai este un element important pe care vreau să-l discut cu dumneavoastră, zise el. Din câte am înțeles, vă era teamă că aflarea unor detalii din acest tratat ar putea avea consecințe foarte grave. Pe fața expresivă a politicianului trecu o umbră. Foarte grave, într-adevăr. Și aceste consecințe s-au manifestat? Încă nu. Dacă tratatul ar fi ajuns, să zicem, la Ministerul de Externe al Franței sau la cel al Rusiei, ați fi auzit despre asta? Fără îndoială, zise Lordul Holhurst cu o strâmbătură. Din moment ce au trecut aproape 10 săptămâni și nu s-a auzit nimic, atunci nu e greșit să presupunem că, dintr-un motiv sau altul, tratatul n-a ajuns încă la străini. Lordul Holhurst ridică din numeri. E greu de presupus, domnule Holmes, că hoțul a luat tratatul doar ca să-l pună în ramă și să-l atârne pe perete. Poate că așteaptă un preț mai bun. Dacă mai așteaptă mult, nu o să mai obțină niciun fel de preț. Peste câteva luni, tratatul nu va mai fi secret. Asta e foarte important, zise Holmes. Desigur, se poate presupune că hoțul a căzut dintr-o dată bolnav. De meningită, de exemplu? Întrebă politicianul fulgerându-l cu privirea. N-am spus asta, zise Holmes imperturbabil. Și acum, Lord Holhurst, cred că v-am răpit deja prea mult din timpul dumneavoastră prețios, drept care o să ne luăm la revedere. Vă urez succes în cercetările dumneavoastră, indiferent cine o fi răufăcătorul, răspunse nobilul cu o înclinare a capului în timp ce ne conducea la ușă. Un om bun,
zise Holmes când am ieșit afară în strada Whitehall. Dar se luptă ca să-și mențină poziția. E departe de a fi bogat și e foarte solicitat. Ai observat, desigur, că a trebuit să-și pună tălpi noi la ghete. Și acum, Watson, nu te voi mai reține din treburile tale legitime. Azi nu voi mai face nimic, decât dacă primesc vreun răspuns la anunțul meu în privința birjei. Dar îți voi fi extrem de îndatorat dacă ai venit cu mine mâine la Woking cu același tren pe care l-am luat și azi. Ca atare, m-am întâlnit cu el a doua zi de dimineață și am călătorit împreună până la Woking. Mi-a spus că nu primise niciun răspuns la anunț și că nu intervenise nimic nou care să mai lămurească puțin cazul. Atunci când vroia, Holmes afișa expresia perfect imobilă a unui indian, așa că nu mi-am putut da seama din înfățișarea lui dacă este sau nu mulțumit de situația cazului. Mi-aduc aminte că a vorbit doar despre sistemul de măsurători al lui Bertillon, exprimându-și admirația entuziastă pentru savantul francez. Pe clientul nostru l-am găsit tot sub îngrijirea devotatei lui infirmiere, dar arătând mult mai bine decât înainte. Când am intrat, s-a ridicat fără dificultate de pe canapea și ne-a salutat. Aveți noutăți? Întrebă el nerăbdător. După cum am așteptat, răspunsul meu este negativ, zise Holmes. Am vorbit cu Forbes și cu unchiul dumneavoastră și am demarat câteva cercetări, care s-ar putea să ducă la ceva. Atunci înseamnă că nu v-ați descurajat. În niciun caz. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru că spuneți asta, strigă domnișoara Harrison. Dacă ne păstrăm curajul și răbdarea, adevărul trebuie să iasă la suprafață. Se pare că noi avem mai multe să vă spunem dumneavoastră decât aveți dumneavoastră să ne spuneți nouă, zise Phelps, așezându-se iar pe canapea. Speram eu să fie așa. Da. Am trecut printr-o aventură azi noapte și s-ar putea să se dovedească a fi una gravă. În timp ce vorbea, expresia lui deveni sumbră și în ochii apăru un sentiment înrudit cu frica. Știți că încep să cred că, fără să știu, sunt ținta unei conspirații monstruoase și că mi-a amenințată nu numai onoarea, ci și viața, zise el. Aha, exclamă Holmes. Pare incredibil, căci eu, din câte știu, n-am niciun dușman pe lumea asta. Și totuși, după experiența de azi noapte, e singura concluzie la care pot ajunge. Povestiți-mi, vă rog. Trebuie să știți că azi noapte a fost pentru prima dată când am dormit fără să am infirmiera în cameră. Mă simțeam atât de bine, încât m-am gândit că mă pot lipsi de ea. Cu toate astea, am lăsat aprins o lumină de noapte. Bine, pe la două noaptea, tocmai ațipisem, când am fost trezit deodată de un zgomot ușor. Semăna cu sunetul făcut de un șoarece când roade scândurile, iar eu am stat o vreme să-l ascult, crezând că, într-adevăr, de la asta vine. Apoi zgomotul s-a înțețit și deodată s-a auzit dinspre fereastră un sunet metalic ascuțit. M-am ridicat uimit în capul oaselor. Acum nu mai exista nicio îndoială ce însemnau sunetele. Primul fusese provocat de cineva care împingea un instrument în deschizătura dintre canaturile ferestrei, iar al doilea de forțarea încuietorii. Apoi a urmat o pauză de aproape 10 minute, ca și cum persoana respectivă aștepta să vadă dacă zgomotul mă trezise. După care am auzit scârțitul ușor al ferestrei care se deschidea, puțin câte puțin. N-am mai putut suporta, căci nervii mei nu mai sunt cum au fost. Am sărit din pat și am deschis obloanele. Un bărbat stătea ghemuit la fereastră. Nu l-am văzut prea bine, pentru că a fugit ca din pușcă. Era înfășurat într-un fel de manta care îi acoperea și partea de jos a feței. Nu sunt sigur decât de un lucru, și anume că avea o armă în mână. Mi s-a părut a fi un cuțit lung. Am văzut clar licărirea lamei atunci când omul s-a întors să o ia la fugă. Asta e foarte interesant, zise Holmes. Spuneți-mi, vă rog, ce ați făcut după aceea? Dacă aș fi fost mai în putere, aș fi fugit după el pe fereastră. Dar în situația de față, n-am făcut decât să sun clopoțelul și să scol toată casa. Mi-a luat ceva timp, întrucât clopoțelul sună în bucătărie, iar servitorii dorm toți la etaj. Dar am început să strig și asta l-a făcut pe Joseph să coboare, iar el i-a sculat pe ceilalți. Joseph și grăjdarul au găsit urme pe stratul cu flori din fața ferestrei, dar pe aici n-a mai plouat deloc în ultimul timp, așa că le-a fost imposibil să se ia după urme prin iarbă. Cu toate acestea, mi-au spus că se văd urme pe gardul din lemn dinspre drum, ca și cum cineva ar fi sărit pe deasupra și ar fi rupt vârful uneia dintre șipci. Deocamdată n-am spus nimic poliției locale, pentru că m-am gândit că ar fi mai bine să aud întâi părerea dumneavoastră. Această relatare a clientului nostru păru că are un efect extraordinar asupra lui Sherlock Holmes. Acesta se ridică de pe scaun și începe să măsoare camera în lung și în lat, pradă unei agitații de necontrolat.
O nenorocire nu vine niciodată singură, zise Phelps zâmbind, deși era evident că aventura lui îl cam zdruncinase. Cu siguranță, dumneavoastră, ați avut din plin parte de așa ceva, zise Holmes. Credeți că ați putea să vă plimbați cu mine în jurul casei? Oh, da, mi-ar prinde bine puțin soare. O să vină și Joseph cu noi. Și eu, zise domnișoara Harrison. Mă tem că nu, zise Holmes, clătinând din cap. Cred că trebuie să vă rog să rămâneți așezată exact acolo unde vă aflați. Tânăra domnișoară își reluă locul cu un aer de nemulțumire. În schimb, fratele ei ni se alătură și ieșirăm toți patru afară. Am înconjurat peluza până când am ajuns în dreptul ferestrei de la camera tânărului diplomat. Așa cum spusese, erau urme pe stratul cu flori, dar erau mult prea neclare și prea șterse. Holmes se aplecă o clipă deasupra lor, apoi se ridică dând din numeri. Nu cred că poate cineva să înțeleagă ceva din ele, zise el. Haideți să dăm un ocol casei și să vedem de ce a ales hoțul această cameră în mod special. După părerea mea, ferestrele mari de la salon și de la sufragerie ar fi trebuit să constituie o atracție mult mai mare. Poate că sunt mai vizibile din drum, sugeră domnul Joseph Harrison. A, da, bineînțeles. Văd o ușă aici, pe care ar fi putut încerca să o forțeze. La ce servește? Intrarea de serviciu pentru furnizori. Desigur, peste noapte e încuiată. Ați mai avut vreodată o alarmă de acest gen? Niciodată, zise clientul nostru. Țineți argintărie în casă sau altceva care ar putea să-i tenteze pe spărbători? Nimic de valoare. Holmes se plimbă în jurul casei cu mâinile în buzunare și cu un aer neatent, ceea ce nu-i stătea în fire. Apropo, îi zise el lui Joseph Harrison, din câte am înțeles, ați găsit un loc pe unde individul a sărit gardul. Ia să-l vedem. Tânărul grăsunel ne conduse într-un loc unde vârful uneia din șipcile de lemn fusese crăpat. O bucățică de lemn rămăsese atârnată în jos. Holmes o smulse și o examină cu un ochi critic. Credeți că bucățica asta a fost ruptă azi noapte? Pare mai degrabă o crăpătură veche, nu-i așa? Păi, tot ce se poate. Nu văd niciun fel de urme cum că ar fi sărit cineva de partea cealaltă a gardului. Nu, nu cred că vom găsi vreun indiciu aici. Să ne întoarcem în dormitor și să mai discutăm chestiunea. Percy Phelps mergea foarte încet, sprijinindu-se de brațul viitorului său cumnat. Holmes traversă repede peluza și noi doi ajunserăm la fereastra deschisă a dormitorului cu mult înaintea celorlalți. Domnișoara Harrison, zise Holmes, vorbind cât se poate de febril, trebuie să rămâneți toată ziua exact acolo unde vă aflați. E un lucru de o importanță vitală. Desigur, domnule Holmes, dacă așa doriți, zise fata cu uimire. Când vă veți duce la culcare, încuiați pe din afară ușa acestei camere și păstrați cheia la dumneavoastră. Vă rog să-mi făgăduiți că o veți face. Dar Percy? El va veni cu noi la Londra. Iar eu trebuie să rămân aici? Pentru el faceți asta. Îl puteți ajuta. Repede, făgăduiți-mi. Fata încuvință iute din cap, tocmai când ceilalți doi se apropiau. De ce stai așa morocănoasă acolo, Annie? Strigă fratele ei. Vino și tu afară, la soare. Nu mulțumesc, Joseph. Mă doare puțin capul, iar în camera asta e atât de răcoare și de plăcut. Și acum, ce propuneți, domnule Holmes? Întrebă clientul nostru. Păi, chiar dacă ne ocupăm de această chestiune măruntă, nu trebuie să pierdem din vedere investigația noastră principală. M-ar ajuta foarte mult dacă ați putea să veniți la Londra cu noi. Chiar acum? Mă rog, cât de repede puteți. Să zicem, peste o oră. Să știți că mă simt destul de în putere, dacă aveți într-adevăr nevoie de ajutorul meu. Mai mult decât credeți. Poate că ați dori să rămân acolo peste noapte? Tocmai vroiam să vă propun acest lucru. Atunci, dacă prietenul meu de azi noapte îmi va face iar o vizită, va găsi cuibul gol. Suntem cu toții în mâinile dumneavoastră, domnule Holmes, și vă rog să ne spuneți exact ce vreți să facem. Poate că ați prefera să vină și Joseph cu noi, ca să aibă grijă de mine? Oh, nu. După cum știți, prietenul meu Watson este medic și va avea el grijă de dumneavoastră. Vom lua prânzul aici, dacă ne veți permite, apoi vom porni toți trei spre oraș. Lucrurile fură aranjate așa cum sugerase el, deși domnișoara Harrison își cere scuze că nu poate părăsi dormitorul, îndeplinind astfel rugămintea lui Holmes. Eu nu-mi puteam da seama care era scopul manevrelor prietenului meu, decât dacă nu cumva voia să o țină pe domnișoară departe de Phelps, care, bucurându-se de însănătoșirea lui și de perspectiva unei activități, lua prânzul cu noi în sufragerie. Dar Holmes mai avea o surpriză pentru noi, căci după ce ne-a însoțit până la gară și ne-a văzut urcându-ne în vagon, ne-a anunțat calm că el nu are nicio intenție să plece din Woking.
Mai sunt câteva elemente pe care aș dori să le lămuresc înainte de a pleca, zise el. Absența dumneavoastră, domnule Phelps, îmi va fi într-un fel de folos. Watson, când vei ajunge la Londra, ți-aș fi îndatorat dacă te-ai duce imediat în strada Baker cu prietenul nostru aici de față și dacă ai rămâne cu el până când voi veni și eu. E bine că ați fost colegi de școală și, fără îndoială, aveți multe de discutat. Domnul Phelps poate sta în dormitorul de oaspeți în seara asta, iar eu o să vă regăsesc mâine dimineață la timp ca să luăm micul dejun, întrucât am un tren care mă aduce la Waterloo la ora 8. Dar cum rămâne cu investigația noastră din Londra? Întrebă Phelps trist. Ne vom ocupa de ea mâine. Cred că acum pot fi mai de folos aici. Ar fi bine să le spuneți celor de la Braybury că sper să mă întorc mâine seară, strigă Phelps când trenul se puse în mișcare. Nu prea cred că o să mă întorc la Braybury, răspunse Holmes și ne făcu vesel cu mâna în timp ce trenul părăsea în viteză gara. Eu și Phelps ne-am apucat să discutăm chestiunea pe drum, dar niciunul din noi nu găsi o explicație satisfăcătoare pentru această nouă întorsătură a lucrurilor. Bănuiesc că vrea să descopere vreun indiciu în legătură cu spargerea de azi noapte, dacă a fost vorba de o spargere. Eu unul nu cred că a fost un simplu hoț. Atunci, care-i teoria ta? Pe cuvântul meu, poți să pui asta pe seama nervilor mei slăbiți, dacă vrei, dar eu cred că se țese o puternică intrigă politică în jurul meu și că, din cine știe ce motiv, care depășește puterea mea de înțelegere, conspiratorii urmăresc să-mi ia viața. Pare pompos și absurd, dar gândește-te la fapte. De ce ar încerca un hoț să spargă fereastra unui dormitor de unde n-ar avea ce să fure? Și de ce să vină cu un cuțit lung în mână? E sigur că nu era o rangă? Oh, nu, era un cuțit. Am văzut foarte clar când a strălucit lama. Dar de ce să te urmărească cineva cu atâta dușmănie? Ah, iată întrebarea. Ei bine, dacă Holmes e de aceeași părere, asta ar explica purtarea lui, nu-i așa? Presupunând că teoria ta este corectă, dacă va reuși să pună mâna pe omul care te-a amenințat azi noapte, va face un mare pas înainte către descoperirea celui care a furat tratatul naval. E absurd să presupunem că ai doi dușmani, dintre care unul te jefuiește, iar celălalt îți amenință viața. Dar Holmes a zis că nu se duce la Briarbrae. Eu îl cunosc de mult timp, am zis, dar nu l-am văzut niciodată să facă ceva fără un motiv întemeiat. Și cu aceasta, conversația noastră alunecă spre alte subiecte de discuție. Pentru mine, ziua a fost una obositoare. Phelps era încă slăbit după boala lui îndelungată, iar nenorocirea prin care trecea îl făcea plângăreț și agitat. Am încercat în zadar să-i trezesc interesul în privința Afganistanului, a Indiei, a problemelor sociale, a oricărui subiect care i-ar fi abătut gândurile în altă parte. El se întorcea mereu la tratatul lui pierdut, punându-și întrebări, făcând presupuneri și speculând cu privire la ceea ce făcea Holmes în acel moment, la ce fel de măsuri lua Lordul Holdhurst și la ce noutăți vom afla a doua zi de dimineață. Pe măsură ce seara trecea, agitația lui devenea din ce în ce mai supărătoare. Tu ai încredere absolută în Holmes? Mă întrebă el. L-am văzut făcând niște lucruri de-a dreptul remarcabile, dar n-a făcut niciodată lumină într-un caz atât de întunecat ca acesta, nu-i așa? Ba, cum să nu? L-am văzut rezolvând probleme care aveau și mai puține indicii decât cazul tău. Dar nu erau la mijloc interese atât de mari, nu? Asta nu știu. Dar știu sigur că, acționând în numele a trei dintre casele regale din Europa, a fost implicată în niște chestiuni de importanță vitală. Dar tu-l cunoști bine, Watson. Este un om atât de misterios încât nu prea știu niciodată ce să cred despre el. Crezi că are speranțe privința cazului meu? Crezi că se așteaptă să-l rezolve cu succes? N-a spus nimic. Asta e un semn rău. Dimpotrivă, am observat că atunci când e pe o pistă greșită, de obicei o mărturisește. De-abia când adulmecă o urmă și nu e absolut sigur că e cea bună, atunci e foarte tăcut. Acum, dragă prietene, nu ajută la nimic dacă stăm și ne agităm din pricina acestor lucruri. Așa că te rog să încerci să dormi puțin ca să fii odihnit pentru ceea ce ar putea să ne aștepte mâine. Am reușit în cele din urmă să-mi conving prietenul să-mi asculte sfatul, deși îmi dădeam seama din purtarea lui agitată că nu existau speranțe să adoarmă. Starea lui s-a dovedit a fi însă molipsitoare, pentru că și eu m-am svârcolit aproape toată noaptea gândindu-mă la această chestiune ciudată și formulând sute de teorii, una mai imposibilă ca alta. De ce rămânsese Holmes la Woking? De ce o rugase pe domnișoara Harrison să rămână în camera de spital toată ziua? De ce avusese atâta grijă să nu le spună celor de la Briarbrae că intenționa să rămână în preajma lor?
Mi-am stors creierii până m-a luat somnul, tot încercând să găsesc o explicație care ar elucida toate aceste lucruri. M-am trezit la ora 7 și m-am dus imediat în camera lui Phelps, pe care l-am găsit frânt de oboseală după o noapte de nesomn. Prima lui întrebare a fost dacă sosise Holmes. O să fie aici la ora la care a promis și nici o secundă mai devreme sau mai târziu, am zis eu. Și m-am avut dreptate. Pentru că, puțin după ora 8, o birjă se opri cu zgomot la ușă, iar din ea coborâ prietenul nostru. Stând amândoi la fereastră, am văzut că avea mâna stângă înfășurată într-un bandaj și că fața lui era palidă și întunecată. Intră înăuntru, dar trecu ceva timp până urcă sus. Arată ca un om înfrânt, strigă Phelps. Am fost obligat să admit că avea dreptate. Cine știe, am zis. Se poate ca rezolvarea problemei să fie aici, în oraș. Phelps scoase un geamăt. Nu știu de ce, zise el, dar îmi pusese mari speranțe în întoarcerea lui. Dar ieri știu sigur că n-avea mâna bandajată. Ce s-o fi întâmplat? Holmes, sper că nu ești grav rănit, am zis eu, când prietenul meu intră în cameră. Aș, e doar o zgârietură cauzată de neghiobia mea, răspunse el, urându-ne bună dimineața cu înclinarea capului. Cazul ăsta al dumneavoastră, domnule Phelps, e fără îndoială unul dintre cele mai încurcate pe care le-am investigat vreodată. M-am temut eu că s-ar putea să vă depășească. A fost o experiență de-a dreptul remarcabilă. După bandaj, înțeleg că ai trecut prin niște aventuri, am zis eu. Nu ai vrea să ne spui ce s-a întâmplat? După micul dejun, dragul meu Watson. Amintește-ți că în dimineața asta am respirat aerul ținutului Surrey pe parcursul la 30 de mile. Bănuiesc că n-am primit niciun răspuns la anunțul meu cu privire la birjă. Asta e. Nu putem câștiga de fiecare dată. Masa a fost pusă și tocmai eram gata să sun clopotul când intră doamna Hudson cu ceaiul și cu cafeaua. Câteva minute mai târziu, aduse trei platouri acoperite, iar noi ne așezarăm la masă. Holmes, mor de foame, eu plin de curiozitate și Phelps căzut în cea mai neagră depresie. Doamna Hudson s-a întrecut pe sine de data asta, zise Holmes, ridicând capacul unui platou pe care era o farfurie cu pui cu sos condimentat. Gătește o gamă cam limitată de feluri de mâncare, dar, ca toate scoțienele, are o idee sănătoasă despre micul dejun. Tu ce ai acolo, Watson? Ouă cu șuncă, am răspuns. Perfect. Dumneavoastră ce doriți, domnule Phelps? Pui cu sos, ouă sau vă serviți singur? Mulțumesc. Nu pot să mănânc nimic, zise Phelps. Ei, haideți. Gustați din mâncarea pe care o aveți în față. Mulțumesc, dar chiar nu pot. Foarte bine, atunci, zise Holmes. Colicărire posnașă în ochi. Presupun că nu aveți nimic împotrivă să vă înserviți pe mine, nu-i așa? Phelps descoperi platoul și în clipa următoare scoase un țipăt, iar fața lui deveni la fel de albă ca farfuria pe care o fixa cu privirea. În mijlocul platoului se afla un mic sul de hârtie gri albăstruie. Îl ridică în sus, îl sorbi din ochi, apoi începu să sară ca un nebun prin cameră, strângându-l la piept și zbierând de fericire. Apoi căzu într-un fotoliu, atât de copleșit și de epuizat din cauza propriilor emoții, încât a trebuit să-i turnăm rachiu pe gât ca să nu leșine. Gata, gata, zise Holmes, bătându-l liniștitor pe umăr. A fost răutăcios din partea mea să vă iau așa pe nepregătite, dar Watson, aici de față, o să vă confirme că nu pot rezista niciodată tentației de a dramatiza puțin lucrurile. Phelps îi apucă mâna și o sărută. Dumnezeu să vă binecuvânteze, strigă el. Mi-ați salvat onoarea. Păi, era în joc și onoarea mea, să știți, zise Holmes. Vă asigur că e la fel de îngrozitor pentru mine să eșuez într-un caz, cum e pentru dumneavoastră să dați greș în îndeplinirea unei sarcini. Phelps vârâ prețiosul document în buzunarul din interiorul hainei. Nu îndrăznesc să vă întrerup micul dejun și totuși mor de curiozitate să aflu cum l-ați obținut și unde era. Sherlock Holmes înghiți o ceașcă cu cafea și-și îndreptă atenția către ouăle cu șuncă. Apoi se ridică, își aprinse pipa și se instală în fotoliu. O să vă povestesc mai întâi ce am făcut și abia după aceea o să vă spun cum de mi-a venit ideea, zise el. După ce ne-am despărțit la gară, am făcut o plimbare încântătoare prin peisajul admirabil al ținutului Surrey, până la un sătuc drăguț numit Ripley, unde am intrat într-un han și mi-am băut ceaiul, având grijă să-mi umplu plosca și să-mi pun o pungă cu sandvișuri în buzunar. Am rămas acolo până seara, când am plecat iar spre Woking, ajungând pe drumul din fața vilei Briebre, puțin după apusul soarelui. Ei bine, am așteptat până când nu mai era nimeni pe drum, deși cred că oricum nu e un loc prea frecventat, oricare ar fi ora, și apoi am sărit gardul în grădină. Bine, dar poarta era sigur deschisă, exclamă Phelps.
Da, dar eu am niște gusturi mai ciudate în domeniul ăsta. Am ales locul unde sunt cei trei brazi și, la adăpostul lor, am sărit gardul fără ca cineva din casă să mă poată vedea. M-am ghemuit printre tufișurile de pe partea cealaltă și am mers târâși de la unul la altul, după cum reiese din starea jalnică a genunchilor de la pantaloni, până când am ajuns la pâlcul de rododendroni, aflați chiar vis-a-vis de fereastra de la dormitorul dumneavoastră. Acolo m-am așezat pe vine și am așteptat să văd ce se întâmplă. Storurile de la camera dumneavoastră nu erau trase, așa că am putut să o văd pe domnișoara Harrison stând la masă și citind. La 10 și un sfert a închis cartea, a tras obloanele și s-a dus la culcare. Am auzit-o închizând ușa și am fost convins că a încuiat-o cu cheia. Cu cheia!" exclamă Phelps. Da, îi dăduse domnișoarei Harrison instrucțiuni să încuie ușa pe din afară și să ia cheia cu ea când se duce la culcare. Mi-a îndeplinit fiecare indicație exact așa cum i-am zis și mai mult ca sigur, că fără cooperarea ei, nu ați fi avut acum hârtia aceea în buzunar. În fine, ea a plecat, luminile s-au stins, iar eu am rămas chemuit în tufișul de rododendron. Noaptea era plăcută, dar cu toate acestea, pânda mea era obositoare. Bineînțeles că într-o astfel de situație ai aceleași emoții pe care le are vânătorul când se ascunde lângă râu și așteaptă să vină vânatul să se adape. Totuși, a fost o așteptare foarte lungă, aproape la fel de lungă, Watson, ca atunci când am așteptat noi în acea cameră îngrozitoare, când ne-am ocupat de mica problemă cu banda pătaților. Biserica din Woking avea un ceas care bătea sferturile de oră, iar eu am avut de mai multe ori impresia că se oprise. Dar, în sfârșit, pe la 2 noaptea, am auzit deodată zgomotul slab al unui zăvor care e tras încet și scârțâitul unei chei. O clipă mai târziu, ușa de serviciu s-a deschis și domnul Joseph Harrison a pășit în lumina lunii. Joseph! Exclamă Phelps. Era în capul gol, dar avea pe umeri o manta, astfel încât să-și poată acoperi repede fața în cazul unei alarme. S-a furișat ascuns de umbra zidului, iar, când a ajuns în dreptul ferestrei, a băgat un cuțit cu lama lungă între canaturi și a forțat încuietoarea. Apoi a deschis fereastra și, vârând cuțitul în crăpătura dintre obloane, a ridicat opritoarea și l-a dat în lături. Din locul unde mă aflam, vedeam perfect interiorul camerei și fiecare mișcare a lui. A aprins 2 lumânări care erau pe polița șemineului, apoi a dat la o parte colțul dinspre ușa alcovorului. S-a plecat imediat și a scos o scândură pătrată, ca acelea care permit instalatorilor să umble la coturile țevilor de gaze. De fapt, această scândură acoperea cotul țevilor care alimentează bucătăria de dedesubt. Din această ascunzătoare, Joseph a scos sulul acela de hârtie, apoi a pus la loc scândura, a aranjat covorul, a stins lumânările și mi-a căzut drept în brațe, căci eu îl așteptam afară la fereastră. Ei bine, se pare că domnișorul Joseph e mai nărăvaș decât credeam. S-a repezit la mine cu cuțitul, iar eu a trebuit să-l trântesc la pământ de 2 ori, ocazie cu care m-am ales cu o tăietură la degete, până să reușesc să-l imobilizez. Mi-a aruncat o privire ucigătoare, cu singurul ochi cu care mai putea să vadă după ce s-a încheiat încăierarea, dar a ascultat de vocea rațiunii și mi-a dat hârtiile. După ce le-am luat, i-am dat omului meu drumul, dar i-am telegrafiat toate amănuntele lui Forbes azi dimineață. Dacă e destul de iute ca să prindă pasărea, toate bune și frumoase. Dar dacă, așa cum istețimea mea mă face să bănuiesc, o să găsească cuibul gol până ajunge el acolo, păi, cu atât mai bine pentru guvern. Cred că lordul Hallhurst, pe de-o parte, și domnul Phelps, pe de alta, ar prefera ca afacerea să nu ajungă la tribunal. Dumnezeule, zise clientul nostru cu răsuflarea întretăiată, vreți să spuneți că, în toate aceste 10 săptămâni lungi de agonie, hârtiile furate au fost tot timpul acolo, chiar în aceeași cameră cu mine? Exact. Și Joseph, Joseph, un ticălos și un hoț. Mi-e teamă că Joseph are un caracter mult mai ascuns și mai periculos decât ar crede cineva judecând după înfățișarea lui. Din ceea ce mi-a spus azi dimineață, am înțeles că a pierdut foarte mulți bani speculând la bursă și era gata să facă orice ca să-și îmbunătățească situația financiară. Fiind un om complet egoist, atunci când s-a ivit o ocazie, nu a lăsat să-l împiedice nici fericirea surorii lui, nici reputația dumneavoastră. Percy Phelps se înfundă în fotoliu. Mi se învârte capul, zise el. Cuvintele dumneavoastră m-au amețit. Principala dificultate în cazul dumneavoastră, replică Holmes în felul lui didactic, a constat în faptul că existau prea multe dovezi. Ceea ce era vital era acoperit și ascuns de ceea ce era irelevant.
Dintre toate faptele pe care le aveam în față, trebuia să le alegem doar pe cele pe care le consideram esențiale și apoi să le punem cap la cap în ordine, ca să reconstituim acest lanț remarcabil de evenimente. Eu începusem deja să-l suspectez pe Joseph după ce mi-ați spus că aveați de gând să vă întoarceți acasă împreună cu el în seara aceea. Prin urmare, era foarte probabil ca el să treacă pe la dumneavoastră în drumul lui, mai ales că cunoștea bine Ministerul de Externe. Când am auzit că cineva a fost atât de nerăbdător să intre în dormitor, unde doar Joseph ar fi putut ascunde ceva, dumneavoastră ne-ați povestit cum l-a scos pe Joseph afară din camera lui atunci când ați venit cu doctorul, toate bănuielile mele au devenit certitudini, mai ales că încercarea de spargere a fost făcută tocmai în prima noapte în care infirmiera lipsea din cameră. Acest lucru dovedind că intrusul cunoștea foarte bine rosturile casei. Ce orb am fost! Faptele în acest caz, așa cum am reușit eu să le stabilesc, sunt următoarele. Acest Joseph Harrison a intrat în birou pe ușa din strada Charles și, cunoscând drumul, s-a dus direct în camera dumneavoastră, chiar în clipa în care dumneavoastră ieșiserăți. Negăsind pe nimeni acolo, a sunat imediat clopoțelul și în acel moment ochii au căzut pe hârtiile de pe masă. Dintr-o privire, și-a dat seama că norocul îi scosese în cale un document de stat de o valoare imensă și, într-o clipă, l-a vărât în buzunar și a plecat. După cum vă amintiți, au trecut câteva minute până ce omul de serviciu, somnoros, v-a atras atenția asupra clopoțelului, iar acele minute au fost suficiente ca să-i dea hoțului timp să scape. Joseph a plecat la Hawking cu primul tren și după ce și-a examinat prada și s-a asigurat că era într-adevăr de o valoare imensă, a ascuns-o în ceea ce el considera a fi un loc foarte sigur, cu intenția de a o lua de acolo peste o zi sau două și de a o duce la ambasada Franței sau oriunde altundeva credea el că va obține un preț mare. Dar atunci v-ați întors dumneavoastră pe neașteptate. Fără niciun avertisment, el a fost scos afară din camera lui și din acel moment încolo au existat mereu cel puțin două persoane înăuntru care îl împiedicau să-și recupereze comoara. Trebuie să fi fost o situație nebunitoare pentru el. În cele din urmă, a crezut că se ivește marea ocazie. A încercat să se furișeze în cameră, dar a fost bulversat de faptul că dumneavoastră erați treaz. Vă amintiți că în seara aceea nu v-ați băut ca de obicei somniferul. Nu mi-aduc aminte. Mi-închipui că el a luat măsuri să facă băutura cât mai eficace și s-a bazat pe faptul că veți fi inconștient. Desigur, mi-am dat seama că va repeta încercarea atunci când va putea să o facă fără risc. Faptul că dumneavoastră ați părăsit camera i-a dat ocazia pe care o aștepta. Am ținut-o pe domnișoara Harrison înăuntru toată ziua pentru ca el să nu aibă cum să ne ia înainte. Apoi, după ce le-am lăsat să creadă că drumul e liber, am stat de pază așa cum am spus. Deja știam că hârtiile sunt probabil în dormitor, dar n-aveam niciun chef să mă apuc să smulg podeaua și să devastez camera căutându-le. Așa că l-am lăsat pe el să le scoată din ascunzătoare și astfel m-am scutit de un efort considerabil. Mai este vreun lucru pe care doriți să vi-l lămuresc? Da, de ce a încercat să intre pe fereastră prima dată când ar fi putut să folosească ușa? Am întrebat. Ca să ajungă la ușă, ar fi trebuit să treacă prin 7 dormitoare, pe când pe peluză putea să iasă fără probleme. Altceva? Nu credeți că avea vreo intenție criminală, nu-i așa? Întrebă Phelps. Cuțitul îl luase doar ca să-i servească drept unealtă. Se poate, răspunse Holmes, dând din numeri. Tot ce pot să spun cu siguranță e că stimatul Joseph Harrison e un domn în mila căruia eu unul nu m-aș încrede. Sfârșit.